dispoziție 84 din 12 a 4-a. E consultarea condiții diferite, este că suntem 13 și 15 consilieri ce compun Consiliul Local. Când întâlnit astfel vorul prevăzut de articolul 139 și 134 cu 3 litera din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, cod administrativ, modificări și completări ulterioare, pentru a se putea aprova proiectul de hotărâre privind la ordinea de zi. Așa cum a stat la cunoștință din invitație de tranziție, vă rog să-mi permite să vă dau citirea ordinii de zi. Articolul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătorii pe mijloace de transport ale personalului didactic, didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scoțeni pentru luna martie 2021. Proiect de hotărâre ca și celălalt 3, 2, continuare. Sunt inițiate de domnul primar Antonio Gheorghiță Căpeli. La articolul numărul 2 avem proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri de cheltuieli pe anul 2021. La articolul 3 avem proiect de hotărâre privind execuția bugetară cheltuieli pe trimestrul 1 anul 2021. La articolul 4 avem întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali. Doamna președintă, vă rog să puneți pe aprobare. Sunteți de acord? Eu vreau să mă înscriu la cuvânt înainte de a... Întrebări. Da. Discuții pe bază la acestea. Da. Doamna președintă, vreau să aveți în atenție să mențineți ordinea în ședințele care îi conduceți de acum acolo, trei luni de zile sau cât sunteți, ca să înțeleagă și cetățenii știți discută ce se vorbește aici. Nu vorbim unul peste alții, nu vorbim neîntrebați, nu vorbim... Că foarte greu să înțelege foarte mulți cetățeni, spun că nu, nu este nicio legătură, nu se înțelege absolut nimic. Și ecoul, poate și clădirea ne dezavantajează, nu știu ce să zic, dar vă rugăm frumos să încercați să atrageți atenția celor care se... Care vorbesc fără motiv, vorbesc. Aici avem o discuție pentru bugetul, pentru comunitate. Ce am vorbit în dimineața asta? Ce am venit la dumneavoastră și v-am zis? Da. Și am pregătit și legea, care vorbește unul peste altul, poate să plece. De asta v-am și spus treaba. Asta vă legea, asta care mențineți ordinea și conduceți ședința. Aveți dreptul de a da afară din sală, cu ce vreți, și avem dreptul să scădem nu știu cât la sută. Au pregătit domnul secretar. Referitor la problema ridicată de domnul consilier Zambescu, vă pot comunica faptul că în conformitate cu articolul 34, din ordonanța de urgență 57 pe 2019. Vorbiți mai tare. La articolul 134, cum am menționat, la aliniatul 5, deci trebuie să avem în vedere că sunt probleme pe care legiuitorul le-a stabilit în legătură cu modul de urmări. N-am să dau citire acum. Aceste dat, sperăm să nu fie cazul. Drept urmare, consider că s-a făcut înțeleasă prevederea care pune cumva legalitatea unei prevederi legale în proședință solemnă, cum este o ședință ordinară a Consiliului Local. Deci fac o rectificare, nu este articolul 134, este articolul 233, care prevede sancțiuni disciplinare aplicate consilierilor locali, cu în continuare și a consilierilor județieni. Deci, ca atare, ele se referă la avertisment, chemarea la ordine, retragerea cuvânt, eliminarea din sală, excluderea temporară, eliminarea indemnizației. Deci, sperăm să nu ajungem la asemenea momente care să de până să pun în aplicare în acest text de lege. S-a înțeles, nu? Considerăm că toată lumea este conștientă de aceste cele. Da. Haideți să trecem la vot, dacă sunteți de acord. Cu ordinea de zi? Cu ordinea de zi. Deci, în totalitate. Da. Toată lumea. Care primul proiect de hotărâre este aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar de la Școala Scoțeni pentru luna martie. Dacă sunt discuții, înscrieți-vă la cuvânt, dacă nu, să trecem la vot. Sunteți de acord?
Da, toată lumea de acord. Am o singură obiecție pentru prezentare. Încercați să spuneți cine este pentru, împotrivă, cine se abține. Adică să iei o procedură de vot. Da, dar dacă... Mai simplu, adică să înțelegi toată lumea. Cine este împotrivă, cine se abține, cine vrea. Dacă eu ești pe lucra mână, da. Altă zi de discuția bugetară, nu? Nu. Cum? Bugetul. A, bugetul. Nu, nu este bugetul. Al doilea proiect este proiectul de hotărâre privind execuția bugetară, aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021. O să-i dăm cuvântul, dacă sunteți de acord, doamnei contabile. Cu și cea mai măsură și... Am studiat deja, noi am studiat, doar dacă da. Sunt întrebări. Cine da. Vrea să se înscrie dacă la... Dacă nu se înscrie da. La cuvântări? Da, că fiecare nu a studiat acasă. Domnul Ionuș Cipcă, primul. Da. Altcineva? Dan Firescu Mihăiță. Altcineva? Undu Sandu. Da. Domnul Rotariu. Și dacă o să mai fie completări sau ceva, vă dau cuvântul în continuare, da? Primul, domnul Cipcă. Aveți cuvântul? Vreau să vă întreb, domnul contabilă. La un moment dat, pe aici, având în vedere deficitul de 516.000, repartizat la cheltuieli, da, se va acoperi cu excedentul disponibil la 31.12. Aș vrea să vă întreb cât ar fi, cât este, de fapt, excedentul la 31.12. Tocmai ai spus, excedentul la sfârșitul anului 2020, adică banii rămași în fondul dispozitivului, este de 516.000, care, conform legii finanțelor 273, acești bani se pot folosi doar pe obiective de investiții. Am înțeles, că nu, eu v-am întrebat, nu ați zis că tocmai am spus, dar aici dacă ziceți... Acoperirea, da. De 516 pot fi 6 excedente, asta vreau să zic, adică nu-i specificat. Deficitul, 516.000, deci este, se acoperă cu deficit, excedentul este de 516.000. Banii rămași în fond. Ok. Referitor la cazul, cum sunt împărțite de partea de cheltuieli. Cheltuielile de personal, la cazul care le-am făcut, rămân un surplus de 117.000. Am înțeles că se angajează o persoană. Da, și e posibil să vină prin transfer sau și șoferul din microbus să-l preluăm noi. După cine vine, aveți de la NFP București. Unde am văzut eu că rămâne o sumă mai mare, dar nu am găsit nimic care să o aloc în partea respectivă, este pe bunuri și servicii, unde rămâne, să zic așa, o diferență la ceea ce am calculat de... Am estimat la ceea ce a făcut dumneavoastră pentru execuția bugetară, adică banii cheltuiți practic pe ultimele 3 luni, da? Eu am estimat la calculele respective și... Dar pe primele 3 luni... Da. Trebuie să avem în vedere că noi, primele 3 luni, am mers cu cheltuieli pe funcționare, doar cotă de 1/12 din bugetul de anul trecut. Deci pe lună. Noi nu am putut cheltui mai mult decât cota de 1/12 pe lună. Nu am avut voie să depășim creditele. Deci am fost cumva limitați. Și banii respectiv care mi-a dat mie ca și sumă undeva la 439.000 de lei. Nu știu ce diferență ți-au dat ție, probabil, nu știu, ai toate contractele instituției, știi toate cheltuieli. Eu vreau să vin cu o precizare. Deci la bunuri și servicii, la administrație, avem 441.000. Aici intră furnituri de birou, materiale de curățenie, carburanți, piese de... Ascultă-mă un pic, dacă vorbesc. Piese de schimb, transport, internet, telefon, tot ce ține de instituție, alte bunuri pentru întreținere și funcționare, programe informatice, tonere, tot ce înseamnă buna funcționare a instituției. La iluminat public intră curentul electric, care intră tot pe bunuri și servicii. Intră reparațiile la iluminat, care tot pentru pe bunuri și servicii. Pe bunuri și servicii intră salubritatea, care la salubritate avem undeva factură pe lună de
28.000, 25.000 în funcție de cantitatea de, de gunoi colectată de, la, de cei de la Rompres. Pe bunuri și servicii mai intră sumele venite din TVA de la Consiliul Județean cu destinație specială pentru drumuri, care sunt 207.000. Bunuri și servicii mai intră învățământul. Deci învățământul a primit de la finanțe 126.000 sume din TVA, sume care sunt per cost elev, iar primăria din bugetul local mai finanțează finanțarea complementară la învățământ 81.500, deci în total la învățământ undeva la 207.500. Tot înseamnă bunuri și servicii, intră pe titlul 20. Alte întrebări? Ok. O altă întrebare, nu am văzut în bugetul acesta pe care îl aprobăm, care trebuie să aprobare, undeva unde să scrie ceva pentru copii, pentru dansuri, cum a fost până acum. Da. Sunt copii doritori, pentru muzică și de... dansuri, sunt, domnul primar a propus un 20.000 pe an. Nu trebuie specificat aici? A mai propus, nu, se regăsește pe conturi de cheltuieli. Dacă te uiți pe cultură, recreere, acolo se găsește și încă 4.000 de lei pentru cei care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Nu am găsit nicăieri chestia asta care nu cu cultură, recreere, nu este. Pe 67. Dacă are altă lucrură, unde când ai să înveți contabilitatea, atunci, deci pe titlul 67 se regăsește. Filmați-i și pe dânsul, să poate să filmați și pe dânsul. Eu, ceea ce am primit aici, dacă eu nu am nicăieri, să spun un coleg dacă are specificat undeva de dată sau cum ar fi. Nu am, nu avem, s-a născut așa cum se spune. Nu ai să găsesc niciodată muzică și dată, cu bugetul și formularele nu le fac, eu facem. Și unde este specificat? Că eu de asta am întrebat. Pe titlul 67, articolul 20-30-30, să găsiți suma de 24.000, 20.000, a propus domnul primar, pentru muzică și dansuri, și 4.000 pentru cei care vor împlini 50 de ani de căsătorie. Vă rog dumneavoastră să spuneți dacă găsiți aceste cele de doamnă cetate, cu 24.000, cu... Nu este specificat nicăieri. Dacă după aia este un alt coleg care a găsit în mapa lui sau așa, nu vă. Nu spun că vreau să mă adresez să vă dau, să vă spun ceva de rău sau de asta, dar nu este specificat. De asta aș întreba dacă pentru dată să mai dau bani, dacă te mai lucrat. Dacă ați dată, da, în tabelul sobii probabil, nu este specificat, dar ce ați dat, nu. Adică, contabilitatea de contabilitate, da. În buget, este prevăzut, este bugetul, bugetul 24 de pagini, este listat, a fost dat domnului secretar. Nu mai aici am două. Ei, probabil aveți doar raportul de specialitate și doar adresele prin care au venit la finanțe și de la... Noi, la Comisia de Buget, am discutat chestia asta, așa este și nu era. Aveți ceva în mapă? S-a discutat despre dansuri, nu? Eu am văzut undeva în buget, nu știu dacă încerc în cel detaliat. Poate aveți, eu noi nu avem. Nu, dar e cel care... Deci noi nu avem. Nu s-a pus la mapă. Chiar am întrebat lucrul ăsta și chiar s-a discutat. Trebuia pus în mapă ca să vedem și noi. Acolo este. L-am găsit, și 4.000 de lei pentru cei vârstnici care se plătoresc. Da, bine, s-au pus 4.000, dar tot am văzut. Ați mai plătit acel rectificare? Nu, să ține, să ceri de la stare civilă persoanele care au făcut 50 de ani și... Dacă mai simteți, am de referitor la partea de dezvoltare, da? Cu construirea grea teren de sport și Florești și Vigure. Aici aș avea de precizat și aș avea de
de întreba dacă se mai pot lua din altă parte bani, pentru că 10.000 de lei ca și sumă ca să faci un teren de fotbal, bine, ok, sunt utilajele primăriei de care ne putem ajuta, da? Dar dacă noi vrem să îngrădim terenul exact cum se vrea, da? 10.000 de lei sunt foarte puțin bani. Dacă ne gândim să luăm doar plasa de Buzău, da? Ca să împrejmuim terenul la 1,5 metri sau 2 metri, la 1,5 metri, cred că 10.000 de lei ăștia s-ar putea să ne ajungă, s-ar putea de să acord, ne ajungă doar pentru plasă. De acord, dar ține și noi suntem la practic mai. Mai și luni, 2 luni, nu-i un cap de țară. Deci când o să facem necuficat de buget, mai alocăm câte 10.000 pentru fiecare și ne terminăm ca lumea. Dar putem să luăm din sumile astea, să luăm materialele pentru ambele terenuri, deci fără probleme. Și completăm la rectificarea de buget, în luna lui iunie, mă rog, o să fac rectificarea de buget. Aici, dacă îmi dați voie să intervin, până atunci putem să facem și să băgăm terenul, să-l scoatem de la apă, din sistemul de slas, să facem terenul. Da, anul ăsta nu se mai poate. Anul mai poate. Să facă documentație și să facă domnul secretar. Deci, asta o să se facă, eu am vorbit cu domnul secretar. Deci, o să se facă documentația anul ăsta, probabil sunt pași prin Consiliul Local, poate trebuie din circuitul agricol și rămâne de creștere. Terenul ăsta nu se poate... Teren? Ba da, îngrădit în grădină, cu acordul dumneavoastră. Dacă nu se poate de la apia, se poate face. Domnule, vaca poate să coască și după gata, dacă lași. Deci nu e o capă din țara asta. Deci nu interziți să spați cu om acolo. Doar că îi lași, doar și așa pui niște porți. Poate să intri cu animale și spune dacă vine cineva și lași. Important e că s-au prins sume în buget. Sume. Și sumele astea au fost cuveni modificări. Da. Asta e cel mai important. În început, cu siguranță nu s-au putea plasă și cu zonă în păstit? Trebuie vă zic. Nu s-a văzut la pământ, vorbesc. Domnul Cicu, mai aveți? Următorul, domnul Zafirescu. Da, mai atent să domnul Cicu, pe subiecte. Vreau să întreb 40.000 de lucruri. Cum vedeți că împărțiți banii de lucruri? Păi 10.000 sunt primiți cu, deci, cu sponsorizare directă către Florești. Și restul în mod egal, 10-10 acum la prima fază și în iulie, am promis 20.000, ne mai dăm 10.000 la fiecare. Da, sponsorizare de la cine? De la sondele de petrol, de la Florești. Societatea care s-a făcut cu extra chestii. Am înțeles. Sponsorizarea a venit cu dedicație. Cu dedicație de sponsorizare și extrasul de cont au și intra banii în... De asta i-am și prins în bugetul inițial. Banii sunt intrați în contul instituției, după aprobarea bugetului, urmează să facem firamentul la Parohia Florești, firamentul banal. Aveți intenții de viitor, adică să mai... Da, pentru că fiecare preot cu care am discutat a zis, au zis că s-ar încadra pentru început cu 20.000, nici nu avem de unii mai mult, ca să îi extindă unde este de extins casa mortuare și la Florești trebuie inițiat că nu există. Dar solicitări au fost din partea dumneavoastră, nu? Sunt hârtii solicitări de la Păși 3. Se începe. Solicitări și-au depus și sumii, ce sumii ar avea de voi? Ce nu trebuie? Au solicitat, dar începe. Fiecare au solicitat câte 20.000. Deci fiecare au solicitat câte 20.000? Da, fiecare au solicitat câte 20.000. Pentru ce lucrare? Case mortuare. Case mortuare. Toți au solicitat pentru aceleași. Să se specifice pentru case mortuare. Da, așa e. Pentru alte... Da. Case mortuare. Dar nu ai ceva, dacă poți să intezi în termenul biserici, aici în biserică mai este. Dar nu au fost solicitări, dragă. Nu au fost solicitări. Dacă sunt solicitări, au mai primit. Când o să aibă solicitări, o să le depunem tot la felul la fiscal de buget și le dăm și lor, că nu avem nimic după tine. Aș vrea să intervin și eu, dacă se poate. Nu sunt patru, sunt chimbări, nu biserică la Crepeni. Vis-a-vis de sumele care se acordă la culte, nu știu, aș avea o propunere. Cred că ar fi mai bine pentru noi, pentru Consiliul Local și pentru cetățenii comunei, ca aceste sume să fie achitate de primărie în contul celor care, societății la care se cumpără materiale. Adică, parohia vine și spune, primărie, am nevoie de atâtea materiale. Vine cu o proformă, o studiem,
o aprobăm, dumneavoastră faceți viramentul. Corect. Adică să nu mai virați dumneavoastră banii în contul cultelor și noi, noi nu știm sumele unde se duc, la cine se duc, la ce prețuri se duc și așa mai departe. Virează banii în contul parohiei, după care, după primirea banilor, parohia, fiecare parohie, are obligația de a aduce justificare la primărie, să justifice banii. Deci noi îi virăm în cont, okay, după care ei aduc justificare la instituție. Da, era înainte, dar s-a dat o hotărâre de guvern în care reglementează treaba asta. Și exact cum a avut și Curtea de Conturi, nu am mai avut probleme de genul ăsta. Știți, am vrea și noi să știm sumele pe ce se duc exact, pentru că... După ce o să aduc parohiile justificările, o să le depunem la dispoziție. Acum atunci, dar sunt sume mari care trebuie cumva justificate în fața Consiliului și în fața populației, pentru că... Suma nu am terminat, am lansat ca să discut din gândul a fost tot subiectul ăsta. Ce vreau să vă întreb? Suma pentru dansuri, ați făcut un calcul? Ce sumă se dă un an și s-a ajuns la suma de 2024? Atâta mi-a rămas. Tot la fel vă spun că suntem la jumătatea anului aproape și eu zic că ar fi suficient. Dacă ar mai trebui compensat ceva în toamnă sau când o să fim, o să mai alocăm. Dar n-am făcut niciun calcul, că nu știu. Nu este încheiat niciun contract. Da, suma trebuie aprinsă în așa fel, ca să poți să fii și... 1.500 au zis ei că aproximativ pe lună, să face socoteală la un an de zile, că ar mai trebui 5.000 de lei sau... Aici este, da. Ce vreau să mă mai întreb? Și așa eu sunt userist, sunt ateu. Referitor la sumă, nu se ia în calcul și parohia respectivă, cât de mare este, ci cheltuieli are, ci investiții, adică se dă 200 de milioane pentru fiecare parohie. Dar, în momentul în care, de exemplu, cum e parohia de la Scorțene, este un pic mai mare, este un și monument istoric, nu ar necesita o sumă mai mare față de restul parohiilor? Din punctul meu de vedere, la solicitarea care au solicitat acum, adică la suma care au solicitat-o, e egalitate, adică au cerut atât, dar ținând cont că din monumente istorice s-au mai primit niște sume cel mai mult la Scoțeni, adică este un echilibru. Da. Că vă uitați și casa mortoară de la Grigoreni este cum este, părintele vrea să o repare, la Scoțeni părintele vrea să inițieze, din discuții care le-am purtat cu dânsul, o nouă casă mortoară și la Florești nu există și vor să facă. Adică am mers pe egalitate și după cel de care am depus. Am înțeles. Dar ați luat în calcul că mai e o sumă de bani care au fost virate către da, un miliard și un miliard și a văd aia prin monumentul Merișor. Da, prin monumentul istoric. Da, da, asta am înțeles. Da. Da. Referitor la modernizarea drumului de interes local, asta ce implică suma de 2.130 milioane? Implică TTH-ul. Ca să putem să scoatem autorizația și să semnăm contractul de finanțare la București, să ne apucăm de treabă mai repede. Și la fel o să fi cu clauză suspensivă, adică în momentul în care guvernul are bani, intrăm la finanțare, dar trebuie să avem și noi un fond de asta. Am înțeles. Aici amenajarea trotuarului este suma totală sau e numai suma totală? Total. E aceeași sumă care s-au alocat în fiecare an, dar ne având autorizații, acum avem de și ne apucăm și de treabă. Am înțeles. Da, sper, vreau să întreb și eu de terenul, exact cum a zis și domnul Circă. Da, nu știu acum cât de... Nu, dar suplimentăm, deci măcar avem de cine lega acum și ne apucăm, că nu a fost niciodată alocat. Și păcat, copiii chiar îl trăiește azi activitatea acolo. Da, vă mulțumesc pentru asta. Domnul Mădă. Da, eu să... Aprofundez secțiunea dezvoltare mai mult. S-a probat venit două aspecte pe modernizare drumului. Dar o să revin. Amenajare trotuar, am înțeles că lucrarea este aprobată, trebuie să înceapă. Tot. Aveți o dată când începe lucrarea? Păi i-am dat ordine începerea lucrării, dar au fost vremea rea. Am înțeles. Deci este dat ordine de începere.
Construire Pozați Părțeni. Este suma care a intrat, deci suma care avem și de la PNFL, execuția bugetară, da? Și suma este intrată de la PNFL, s-a aprobat o listă de investiții provizorii, tot în HCL, Consiliul Local. Banii sunt veniți de la PNFL și sunt achitați către firma care a terminat obiectivul. Deci obiectivul este recepționat, este încheiat, doar a trebuit prins în buget. Am înțeles. Proiectul cu alimentare, apă comună a Spurțeni. Am înțeles că este prins în programul este prins de 10-70. Este prins pe lista și 10, chiar dacă înseamnă studiul de fezabilitate. E posibil să nu ne ajungă, am pus o sumă. E posibil să mai trebuiască bani pentru a vinzi ceva, dar avem liciniile legale și plecăm cu studiul de fezabilitate. Cum avem studiul de fezabilitate încheiat? Scoatem certificat de urbanism, mă duc la minister, la CNI, semnăm contractul finanțare. Și tot la fel clauză suspensivă, deci, dacă intre întrebarea noastră, sinteză, proiectul trebuie să meargă mai departe. Da. Mulțumesc, da. Construire grădiniță nouă în statul Spărțeni, ce înseamnă 1.940.000? Este pe fonduri europene. E valoarea totală a proiectului, care trebuie prins în buget. Și toți banii care vin de la port, la fiecare etapă de lucrare, intră prin primărie și fac plăți. Înțelegeți? Și acești bani rămân? Deci banii vin de la port, Piatra Neamț, pe venituri, pe un cont de venituri subvenții de la bugetul de stat, 1.620.000, care banii ăștia o să vină pe etape, în funcție de cerere de plată care se depun după lucrările executate, iar din bugetul local s-a pus diferența de 320.000, pentru că este și cofinanțarea bugetului local. Ca să nu facem noi, primăria, de fiecare dată când ne intră bani, să facem rectificări de buget, s-a prins suma din contractul de finanțare pe venituri și ne-am echilibrat pe cheltuieli. Să nu rectificăm bugetul de 5-6 ori, știu cât cereri de plată o să fie. Deja, o cerere de plată deja este depusă din luna februarie, acceptată la plată, virați banii, cred că mâine o să intri în cont la primărie. Da, mulțumesc. Revin cu modernizare drumului. Acest proiect este pentru asfaltare, domnul primar. Da, este pe modernizarea de investiții, este pentru asfaltare. Banii care au venit de la Consiliul Județean, 207.000 pe venituri la reparații, s-au pus pentru, eu știu, piatră, șanturi, unde sunt de făcut intervenții, da. Intru de reparații. Proiectul de înființare rețea distribuție gaze, văd că este prins 50.000. Păi, uite, chiar... În ce stat este proiectul și ce sunt banii ăștia? Nu pe întâi, nu se lucrează. După pași și depunem proiectul la finanțare, chiar azi dimineață am făcut o plată de 1.700 de lei, nu? Da. Pentru la mediu, adică noi suntem în asociație cu alte 3 comunele și plătim pe rând avizele. Acum am spus semnături de la cetățeni din comună, o să mai avem de lucru până din 1 mai să le definitivăm și să le punem documentația la finanțare la minister. Da, ministru. Da. Deci, e bine. Avem proiectul construirii de sediu primărie în satul Spărțeni. Da. Este prins pe lista sinteză din februarie și am pus 10.000 de lei acolo ca să ne putem apuca, pentru suma pe un SF-ul e mai mare, da? Ca să ne apucăm de treabă, tot la fel. Când terminăm cu lucrările astea, unde avem noi cofinanțare, dați banii noștri, le distribuim pe cerințele care trebuie. Da. Despre terenurile de fotbal s-a discutat. Mai avem un proiect modernizare iluminat public, 50.000. În ce stat este? Noi avem cofinanțare de 1.200.000 la proiectul de schimbat lămpii în comună, de iluminat public. Deci este semnat și contractul, așteptăm să dea drumul la finanțare, deci cum intră, poate intră pe o săptămână, două, trei, o lună, două. Și se apucă și schimbă lămpii din comun. Da, la proiectul de suflet al meu, școala de la Florești, am văzut că n-a fost nici anul trecut, au fost niște bani, mi s-au luat, nu, acum doi ani, mi s-au luat, că s-au dus pentru
Biserica Mijeșor, pentru atunci. Anul trecut s-a făcut ceva, în ăsta am văzut că n-ați mai dat înainte cu nimic. Nu am mai dat cu tot la fel, pentru că neavând de unde să mai pui, aștept rectificarea din buget și o să punem măcar să facem tavanul anul ăsta, da? V-am spus deci, doar două luni că nu am primit să iau. Întrebarea mea este, dacă nu am prins în proiect acum, se poate prinde la buget, se poate prinde la rectificare? Se da. Poate dacă prinde la, la orice rectificare, se poate prinde orice obiectiv de investiție. Am înțeles. Cum zicea și colegul George, deci toate justificările care sunt pentru bani, pentru biserici, pentru asta, am vrea să apară ca o propunere și în fața Consiliului. Nu venim noi să deranjăm contabilitatea sau asta. Da, s-au făcut asta, asta și asta la biserica putare. Câteva... Să avem și noi o situație de lucrări, ce s-a făcut, ce mai trebuie să mai punem. Că trebuie să colaborăm, să, da. Să facem, să dezvoltăm comunitatea. Ei, au după tirarea banilor în cont, au termen 31 decembrie de a aduce justificarea. Deci justificarea banilor nu se aduce într-o lună, două. Banii se virează, dar până la sfârșitul anului au termen. În cazul în care banii se virează în trimestrul 4, ei pot aduce justificare în primele 6 luni ale anului următor. Deci nu ne așteptăm ca să aducă justificarea imediat. Ideea este la o ședință ordinară să avem și noi acolo ce s-au făcut. Poate da, nu pot face copii, de la un dosar. Câteva... Da, vă mulțumesc. Vreau să mai trece ceva la acolo, dacă permiteți. Trebuie să ne spuneți diferența de buget a sumei din anul 2020 cu 2021, ce a spus dacă acum bugetul este plus, minus? Deci ce am primit anul ăsta de la finanțe, s-a primit față de anul trecut sume din TVA undeva cu 2 miliarde, bani vechi mai puțin, dar ne-au compensat pe partea cealaltă, ne-au dat undeva la 83% finanțare la asistenții personal și indemnizațiile cu handicap. Pentru că anul trecut dedus undeva la 45%, 50% la începutul anului. O trebuie să suportăm din bugetul local finanțarea până am recuperat noi banii prin noiembrie, cred că a fost anul trecut rectificare și am recuperat o parte din bani. Iar de la Consiliul Județean, un pic mai puțin, dar cam de acolo sunt sumele. Au dat mai mult pe un cont, mai puțin pe altul, deci situația este cam echilibrată față de anul trecut. Bugetul este un pic mai mare față de anul trecut, pentru că s-a prins finanțarea pentru grădiniță, cu porul, cu ceea ce vă spuneam, 16 miliarde, care noi banii nu-i avem în cont, o să vină pe parcursul anului, în funcție de situațiile de lucrări, de cereri de rambursare, de depus la por, din cauza asta. Da, asta vreau să întreb, să vedem, adică și sumele astea de bani se regăsească, pentru că domnul primar are intenția, am înțeles, să planificare cu apa comunei, să... O să apară ca un rulaj. Deci au intrat, o să meargă la constructor. Depunem, intră, plătim facturile la constructor. Deci, da, așa o să apară. Da, vă mulțumesc. Domnul notar. Mulțumesc, nu mai este nevoie, sau atestate. Sau atestate. Și o punem la vot. Care este de acord? Câți avem să-i numărăm? Unu? Deci unul s-a ținut. Unul văd că nu ridic. Cât de mult avem penul? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deci ne-am fost cu penul. Și o abține de urmă ce nu dacă e voie, am să-și argumentez de ce mai zis. Cuvântul școala scoțen nu l-am văzut nicăieri. Iar cu 100 de milioane vechi, așa, nu se poate construi o capelă. Nu, da, am scoțen. Un început. Un început. Dar cine știe construcții, nu fac acum în Dacia și mai fac la toamnă. Sau la anul acoperișului. Nu, dar dacă e un ajutor, eu zic că e bine și ajutorul ăsta. Nu, dar hai să fim serios. Să văd dacă voi la Florești că o să faceți capela cu 200 de milioane. O faci. Școala Scorțieni, doamna Tamara, se regăsește pe capitolul 65. 65. La finanțarea pe relev. Da, finanțarea pe relev. Deci școala a primit 126.000. Da. Iar finanțarea complementară din bugetul local, ce au cerut ei, au făcut o notă de fundamentare,
li s-a dat 81.500. Deci școala are undeva la 227.000. Ca să asta e conform legii. Păi da, conform legii. Dar ceva ce se... În afară nu mai trebuie susținut cu nimic? Dar am dat 80 milioane. Acum, 80 milioane. Dar eu știu mai că fac parte din Consiliul de Administrație și nu știu problemele. Da, s-au dat pentru naveta farmilor, pentru carburanți, pentru... Am dat 80 milioane. S-au dat, am dat să vorbim cu dumneavoastră. Da. Și în dimineața asta. Da, au fost oameni, ai văzut toate. Eu înțeleg. N-a venit astăzi aici și nici măcar nu v-ați invitat. Nu, doamna Vara a cerut crimile alea de 200. Da, și o scrie, o cerut un stop. I-am dat cât am avut acum, dar da. Anul s-a terminat. Pe parcursul anului, școala și anul trecut au primit tot timpul și pentru că nu a fost pentru reparații în microbus. A fost da, pentru materiale sanitare, dezinfectant și tot ce a trebuit. Când a început școala, tot timpul primăria le-a dat bani în cont. Deci nu cred că școala nu și-a desfășurat activitatea din cauza că primăria nu a acordat fonduri. Nu, primăria acordă fonduri școlii, de buget, cât are și și totuși, ținând cont de faptul că cele mai importante academii ale satului românesc sunt familia, biserica și școala, aici ar trebui să se investească. Că altceva nu am venit, comunul mai important. În școală să investim, eu așa zic. Și în biserică. Băi, dar n-am venit nimic în final. Stai de acolo. S-a votat, da. S-a votat. Ai cuvântul, eu nu știu. Referitor la școală, cum se poate, vreau să ridici problema aceasta. Am discutat, am ridicat problema cu vreo ședință, două, referitor la porțiunea aia de drum, de la drumul principal către școală. Porțiunea de șans, respectiv, despre care am vorbit, să o acoperim în interesul cui? Adică cine trebuie să facă demersul, de primăria sau școală? Nu, păi nu e atât drum public. Aș vrea să punem ceva de parte să rezolvăm și problema. Și acolo, dar... Ai bani de la cheltuielile pentru drumuri, ai bani. De acolo aș vrea să acoperim în cel mai scurt timp posibil. Pentru că nu e chiar ok la ce șanse e acolo și sunt foarte mulți copii. Copiii, copii, se joacă, se pierdică, Doamne ferește de o mai vreau să mă rugați cineva? Următorul proiect privind execuția bugetară cheltuieli de trimestru 1 anul 2021. Cred că a studiat. Dacă sunt discuții, îți fie la cuvânt. Domnul Cică, primul, domnul Cică, domnul Nafirescu. Mai este cineva? Nu. Aveți cuvântul, domnul Cică. Am făcut o solicitare în 25 aprilie către primărie, o adresă în care trebuia să primesc un răspuns în termen. S-a primit mai târziu, dar l-am primit. Dar, în general, cam la ce am cerut eu, doar la un singur punct mi s-a răspuns, practic. Problema din cele 6 puncte pe care le-am cerut ca și răspuns din toate, la una din ele era și cu contractul de telefonie, da? În care să vedem și noi câte numere, nu numărul de telefon, nu ne interesează neapărat numărul, cu toate că numerele ar trebui să le știm noi ca și consilieri, chiar și restul populației, dar câte numere sunt de telefon alocate și ce prevede în contractul respectiv. Ca și sumă pe trimestru este de 27.000, adică vine vreo 9.090 de lei pe lună. Internet, telefonie și poștă. Da? Normal, la această solicitare, când o facem scris, este termen de 10 zile sau 30 de zile la o persoană din comun. Dacă o fac solicitare într-o ședință, ceea ce și am și făcut-o la ședința trecută, trebuie să primesc răspuns, dacă nu imediat, la următoarea ședință. Nu este de interesul meu, este interesul lor. Da? Pentru că... Ce răspuns? Vreți să vedeți răspunsul? Răspunsul este în felul următor. Pentru punctul respectiv, informațiile de solicitate nu fac obiectul articolului 218. Ok. Da? Și 226. Sunt 218 și 226. Dar nu, noi putem face un proiect de hotărâri, ceea ce ne interesează, să hotărăște și să votează. Noi, în articolul... Dacă nu să facă și nu se dau chestiile astea. Și pentru raportul... 218 și 226 este specificat că noi, ca și consilieri, și orice cetățean al comunei, poate să ceară anumite, să aibă anumite solicitări către primărie în care să primească răspuns în termenul de 10 zile. Deci este corect să o primească. Ca și cetățean.
Dar un răspuns de genul acesta, eu dacă ar fi să fac o chestie, m-aș putea duce la Consiliul Județean, să vină o comisie de inspecție, nu? Pentru că noi, ca și au fost o grămadă de cazuri date la televizor. Eu nu spun că există ceva aiurea, că sunt, nu știu, 30 de nume. Dar au fost cazuri date și la televizor, în care în telefonie, de exemplu, aveau luate și telefoane, aveau luate și abonamente. Spuneți dumneavoastră oricărui cetățean din comună că noi, ca și primărie, plătim 9.000 de lei internet, telefonie și poștă. Câte plicuri trimite? Cât internet plătești de 9.000? Deci, în așa 9.000 de lei, pe lume, intră și abonamentul la camerele de supraveghere, care sunt... Ok, dar pe și noi, ca și consilieri, sau ca orice cetățean, nu ar trebui să știm, bă, cât e? Atât, bă, internetul e 2.000, telefonia, eu știu, abonamentele care sunt, bănuiesc că... Câte abonamente poți să fie? Sau nu sunt, bănuiesc că nu sunt abonamente de 50-100 de euro de fiecare, nu? Noi. Adică, păi vedeți? Și este o sumă în care noi avem exact ca punct negru, nu știu ce e. Da, dar... E o chestie de interes cu contractul cu camerele și expiră, adică cred că s-au achitat. Da, luna aceasta. Nu știu, dacă vrea să le vedeți, mai sare în vedere, chiar notați. Te-anotați pentru că și eu, ca să văd raportul de la Curtea de Conturi, am făcut cerere. Și am așteptat nu știu câte secole. Înțelegeți? Deci care nu... Și referitor și la celelalte proiecte, la care am cerut lămuri, da? Ca și sumă. Dumneavoastră spune, sau domnul secretar spune, că nu este de competență să... că este GDPR-ul. GDPR-ul, ok. Dar dacă este vorba de GDPR, mie când vineți în Consiliu, sau nouă când veniți în Consiliu să aprobăm valoarea respectivă, acolo nu mai este GDPR și societatea care este scris. Eu zic că nu este nimic secret că primăria Scoțenii are făcut un contract de prestări servicii cu nu știu ce firmă pentru drumuri care face, sau eu știu care face, nu știu ce lucrare. Nu este nimic secret, nici pentru noi ca și consilier, dar nici pentru cetățeanul din comuna Scoțenii. Nu intră nicio treabă GDPR-ul cu chestiile astea. Da. Nu sunt date personale, nu e nimic prea normal. Dați tot ce cer ca să mă liniște. Da, domnul Tantuie, doar. Da, domnul Tantuie, doar. Da, domnul Tantuie, doar. Drumul Șucotul, 6.664, suma. Acum ce anul a făcut drumuri, domnul Dariu Șmie, care au fost luate aduse în luna decembrie și au fost achitate La poda Paroșan, cu partea asta spre Grigorie. Alea care au fost aprobat. Da, care au fost aduse în decizor și au fost achitate după 4 luni. Nu, după 4 luni. După 3 luni. Au fost aduse în decizor. Ceea ce vreau să spun este că au fost foarte îngăduitori cu noi și ne-au servit, a permis timpul, le-am adus și le-a achitat când s-a putut, ca să zic așa. Am înțeles. Dar asta... Dar drumurile urmează să fie puse, sunt puse pe poziții, ca să zic așa. În Poiana Mărului, noi am curățat terenul acolo, am făcut tot ce trebuie. Când vremea permite și se va usca un pic drumul, se va interveni cu bundul, se vor pune, se vor acoperi. Am înțeles. Dar nu știam, am zis că de zăpezi aici, ca să înțelegeți despre ce este vorba, domnul Cătălin Șerban a avut bunăvoința și le-a transportat gratis de la Mărin, de la Suceava. Nu ne-a luat niciun cost, niciun leos pe transport. Pe mașina lui, pe motorina lui... L-a dus cu uretul, poate. Am fost cu el? Nu. Nu. Am plecat cu el într-o sâmbătă la ora 10 și ne-am întors la ora 11 noapte. Foarte bine, da. La fel și pe. La implicare. Da, vă mulțumesc. Mai este cineva? Să trece la ori, da? Cine este de acord în acest? Toată lumea de acord? Toți, am mărat. Aveați cuvântul, domnul Cică. Aș avea o prezentare de adus referitor la terenul pe care se face o
urmează să se facă în Florești și Grigoreni, dacă este posibil să se extindă cumva un pic iluminatul către porțiunea respectivă, da? În Florești este posibil, Bănuiești și în Grigoreni, și ca și măsură de, ca o prevenție împotriva furtului, aș vrea să se instaleze și măcar o cameră, dacă nu chiar două, spre aceste obiective. Pentru că odată ce noi facem terenurile, da, cu fier, cu țel, cu tot ce este, poate să vină oricine să vină la noapte, că nu sunt chiar așa, nu au așa mulți vecini. Să în momentul în care se schimbă lărgii, o să avem și alte lărgi care sunt și o să prindem două lărgi acolo, dar dacă trebuie cameră, bă, nu este toată această societate care montează lărgii. Din ce știu, ar avea niște camere cu undi radio, care nu mai este bun neapărat să centralizează imagini undeva, ca să mai tragi fibru optic. Eu zic că ar fi un lucru. Da, ok, nu e nimic, e bine pentru că... Să nu ne trezim peste noapte, că dispar toate. Corect. Poate. Și eu vreau să intervin puțin, dacă tot a fost domnul Cică cu propunerea cu camerele, aș vrea și eu câteva camere. Spre exemplu, aici ne-am strâns gunoi, 80 de saci de gunoi, parcare. Tot aici. Deci nu parcare. Cum să coboară, am înțeles că atunci când au venit cei de la mediu, au spus că prima parcare pe dreapta, cu cobor din Gorenii, nu este parcare. Drumurile vin la 2 metri și fac ungar. N-au venit și n-au făcut. Noi am cules 80 de saci atunci când am cărat. Da. Ar trebui neapărat o cameră aici și la noi în sat, spre Dorina, sus la cimitir, da, care vin căruțele să taie pădurile oamenilor toate. Deci dacă tot se face investiția, și investiția asta. O să facem și demersurile către Rompret, să arunce un container mai mare acolo la jos la Grigore și inclusiv pentru partea de teren. Dar nu l-am luat container, că v-am mai spus, nu au voie să aduce acolo. Nu, aia este singura parte. Containerul de aici. Nu. În apropierea terenului lor. Acolo mai găsim noi o soluție. Dar e vorba că aici nu ți-a loc. La parcările astea este obligația domnului național, dar dacă ei nu au prinși, deci eu mă miră faptul că am avut discuții personale cu domnii de la secția de drumuri naționale, prin care le-am cerut să ecologizeze de mai multe ori și au zis cumina lor, dar atunci ei nici au montat overoarele la rotunde. Deci, dacă poți să intervin și eu, da? Parcarea așa de păduri, despărțim și de Gorești. Și acolo trebuie pus o cameră neapărat. Păi da. Și acolo trebuie făcut ceva. Aici chiar la noi. Da. Deci este a drumurilor parcarea aia. E a drumurilor, dar mai vrești un om și o vede la noi în comun. Despărțim și de Gorești. Și trebuie pus, n-ai pe mașină de bagajul de două licele. Tot de la noi la primărie, s-o duplim acolo. Eu am zis de prima dată că am zis de acolo. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar am trebuit să terminăm de balastat drumurile din sat. Nu știu ce se mai poate face cu drumul din sale, am balastat de două ori degeaba. A doua zi este... Dacă ați venit la Grigoreni, pe partea de viață. Stați pe drumul. Ați făcut de adrese și verbale și scripticii. Am făcut adrese pentru trecere din pietoni. A trecut toate cărțile. Posibil nu ne-au răspuns. Și două făcute. Și vizorul, primării și... La Florești, de exemplu. Cea mai mare nesimțire este la Florești, perioada ieri. Și după aia. Noi rămânem ca și sat, da? Rămânem cu niște găuri infernale, cu niște șanțuri astupate și nu se ia nicio măsură. Am vorbit cu domnul inginer de acolo. Au zis că, domnule, rezolvăm când trece iarna. E dezastru. Noi ca și primărie, nu ne putem impune deloc, adică hai, faceți ce vreți voi aici și vreau. Și cum putem să vă mașini? Vă dau eu soluția. Adică ne-o dăm toți soluția, așa că suntem aici. O să facem un proiect de hotărâre și punem taxul și segmentul ăla de drum. Salut! Corect. Și atunci este obligat. Ori își face drumul și repară, ori își face drumul. Dar asta el nu e parchează acolo. Șanțurile respective sunt astea. Poate câte drum intră cu lama, e atupat. Știu drumul. O plecat și dragul. Drumul este al nou, la voastră faceți un proiect, sau fac eu, dar să notez un secretar, un proiect de hotărâre și punem taxe. Păi, noi nu-i plăcem. Dar nu neapărat taxe, domnule, dar să fii să se întrezim. Dar l-a stricat, l-a reparat. Deci, dacă nu vă întrezim, cum nu-l construim? Dați-ne un termen 15 zile, acum să facă și altă lume. Dar le-am dat. A un termen. Și l-am chemat, a fost când a fost joi sau vineri, a fost la primărie. Personal l-am chemat. Domnule, dar aceste persoane nu au ca orice firmă, ca orice autorizație de funcționare pe teritoriul Comunei Sforțeni? De ce nu o emiteți? Opriți
autorizația de funcționare și atunci o să vină ei la noi. Dar nu poate. Vă spun eu de ce. Este pe condiții legale de obținere autorizată. Nu știu dacă din punctul nostru de vedere îl îndeplinesc. Din punct de vedere al legislației. Din punct de vedere al legislației, vă spun eu că nici așa nu îl îndeplinesc. Că perioada iernii, da? Există mobil așa. Pentru porțiunea aia cu mobila aia de sare, ei ar trebui să aibă un postament jos, cu o substanță dată. Vreți care să o platformă care să nu se scurgă la exact, vasă, exact. Sur. Există de boală de aparat și există... Soluția, face sesizare la mediu? Păi asta e. Facem dacă nu înțeleg și nu fac nimic, domnul Parcău e afectat din orice direcție. Toată noi, facem un dat. Da, dar vreau un dat de fapt. Sesizare la mediu, cu cerut răspuns... Dar de ce să-l lăsăm pe el? Lăsați-l pe el. Pentru cei de la FAR, da? Pentru că și ei fac din toate terenurile oamenilor, fac drumul distritor, da? Drumul e drumul ăla-i drum. Nu dacă s-au făcut, nu, îl întreții. S-au făcut gauri, aduci balastul tu ca firmul care exploatează petrolul de acolo, îl întreții și tot pe la circul. Nu l-ai fost, s-au făcut cu găuri, nu știu ce, îl mai faci un stânga, după aceea faci dreapta, distritor. Perfect, da? Acolo, și apoi și cu domnul Ilaș la fel. Da? Să întrețină toată porțiunea de deal, să fie cu șanțuri, cu șanțul respectiv care duce spre Strugari, să fie, să nu mai fie cu bastul par. Deci totul trebuie să fie, pentru că ei fac niște lucrări în comuna noastră. Trebuie să respecte. Unde e public? Haideți să nu, să nu ducem discuția la altă parte. Nu putem construi pe nimeni să nu cer pe un drum. Drumul este public. Dar ceea ce putem face este să punem o taxă. Dom'le, mergi cu tonaj de 40 de tone pe drumul ăsta, plătește atât. Atâta putem face. Nu putem obliga. Da, dar respect drumul, nu e pis. Haideți să vorbiți pe drumul. Domnul Zafirescu. Domnul Zafirescu. Domnul Pare, referitor la pășurile 6. Cine din dumneavoastră, doamna viceprimară, are pășunea atribuția de sine, nu? Da, da. Doamne, pășunea de la Florești, acolo, chiar nu este în fotbal. Da. Cine are concesiune pășunea? Rață Eugen, pentru un proiect european. Deci Rață Eugen are pășunea de la Florești. Da, da, din, dar din când o are? Știți, nu? Din anul ăsta. De anul ăsta. Din primăvara asta. Mm-hmm. De acum, din martie. Pe toți slavul? Pe un an. Pe toți slavul? Da. Pe toți slavul? Da, da, fiecare. Aproximativ. Și este eligibil. Nu mai sunt persoane sau Florești sau în alt... Nu. Deci ce-a fost eligibil, ce-a fost liber, au fost tot. Vacile sunt. Vacile au, le-am mai dat și la vaci. Am dat pentru... Deci vacile au separat, n-au treabă. Pentru că au apărut discuții că din comuna Berești-Cazlău vin și pastorii... Am rezolvat problema, au venit, așa au fost învățat până acum, n-are niciun drept să vină domnul care este, l-am sunat, a venit poliția, a bătut un om pe acolo, tot este rezolvat. N-are ce căuta comuna Berești-Cazlău prin zlasul comunii Spărțeni. Da. Referitor la romii care sunt instalați la noi în comune, aveați un răspuns, un rezultat, da. Ce s-a întâmplat, da, ce măsuri s-au luat? S-au luat măsuri. Trebuie să știți cetățenii, adică noi discutăm într-o crâșmă deci, sau... Deci s-au luat măsuri, ei s-au așezat cei stănești, s-au așezat pe comuna Pârjol, la granița dintre Scorțeni și Pârjol, dar folosesc tot pământul Scorțenilor. Și cu asta am terminat-o, n-avem ce să-i facem. Adică nu există nicio soluție, nu? Nicio legală pe care... Nicio soluție. Am vorbit cu Partida Romilor, am vorbit... Ei s-au așezat, au făcut înțelegeri cu domnul primar de la Pârjol, să respecte niște reguli, dar ei respectă regulile pentru Pârjol, pentru că ei sunt în granița cu Scorțenii, dar trec pe pământurile noastre, în terenul nostru, pășunea noastră, satul nostru și n-ai ce le face. Și atât. Dar au și termeni care ei trebuie să nu pot să stea oricând, dar n-au autorizație acum, adică... Nu, nu plătesc nimic, n-au... Este proiectul de hotărâre care este făcut, care ar trebui să plătească... Și noi colegi, și dumneavoastră, și colegii care au fost în mandatul trecut, știu foarte bine că am inițiat un proiect de hotărâre și este o hotărâre prin care se interzice cetelor din omaj staționarea pe teritoriul comunii. În fiecare an i-am scos, dar pleacă când vor ei. Și vin când vor. Am venit cu jandarmii, i-am scos azi mâine. Deci până nu-și fac sezonul, până la toamnă inițiativă a fost. Și au venit și cu poliția cu vreo 3 săptămâni și cu jandarmii. Și ăia au plecat, cred, dar voi, domnul primar, mi-a zis doamna
viceprimarul de la Prăjor și l-am sunat și eu și am spus, tunești corect ce face, pe domnul primar. Și s-au instalat alte ceate, am înțeles, aici în spate la doamna Avram. Sunt două cete, acolo sunt stâlnicii. Iată ceată. O să facem demersul de iară și acum eu cred că din pași pleacă. Dar până atunci mai facem un demers la jandarmerie. Dar vă spun că nu, pleacă să fim pe altă parte. Încercăm, dar ăsta e omul. Dar e dificil să iau o sancțiune, să iau o măsură, să conform. Am sunat, am vorbit cu primarul de la Dărmănești, am sunat eu personal pe domn primar, primarul de bună credință, îl cunosc foarte bine. Nici el nu are, mai ales fiind în perioada de pandemie. Ei n-au lege. Și accesul pe drumul public, exact cum a zis domnul, nu pot să, că multe persoane au sugerat să-i punem bariere, să-i punem trei piste bariere și pe altă parte, n-ai ce ca o glumă, acum să comprendez, poate când intră Putin în Dumnezeu, cu Daima, rugăm și-i scoată el, dacă tot vine. Mi-e scoate și cum mai merg. Da, mai încercăm, mai facem o dată de mersul cu jandarmii. Nu, aici, dar, aici am spate la doamna Avram, ia cu familia, am uitat publicii. Dincolo sunt stănești, sunt foarte, foarte, foarte mulți. Și cu cățel, și cu purcel, și cu rații, și cu tot felul, familii întregi. S-au instalat, nu mai pleacă ea de acolo, sub nicio formă. Aici, în spate, la doamna Avram, aici la noi, la intrare, ăștia sunt puțin tei și sunt foarte ascultători, sunt cuminți. Deci cuminți. Nu, ăștia sunt foarte mulți, cu mașini, cu microbuzii. Ăștia sunt cuminți, da. Ăștia de aici, deocamdată și ei au promis, ăștia stănești, au promis că nu fură, cu... Dar e o... e dezastru, ce știu m-a luat, pe ce știu... Conform legii au dreptul pe fiecare comună să staționeze 3 luni în zi. Da, deci și-au mai mult chidrești. La noi nu sunt pe teritoriul comunitar. Exact la bază. Deci da, sunt pe teritoriul comunitar. Deci, dar dacă ești cu mătării din Consiliul Local, din care comuna nu-i acceptă, nu-i voi. Da, da, dar ce faci? Dar la Prăjor. Deci erau pe comuna noastră, mie când au intrat în sat și au trecut podul la Florești, m-au și anunțat oamenii. M-am dus înainte de a se așeza ei. Dar le-am spus, după 3 zile s-au dus exact în graniță. Pe teritoriul Prăjorului. Nu sunt la noi, dar la noi folosesc drumurile, la noi stau, la noi... Asta e. Da, doamna Mișcăloar, vreau să vă mai întreb. Aveți o situație a suprafeții de pășune din comune eligibilă, care este ocupată de contract, de concesiuni și ce este liberă de contract. Deci mai sunt câteva... Întreb acum? Nu am situația... Fără... Nu mai sunt... pentru stâng, gata, am înțeles. Deci pentru stâng nu mai există nicio palmă de pământ. Cine își mai ia, le-am și spus, cine își mai ia ca pe voi și ia pe arendă, să arendeze de la oameni. Dar pentru vaci la Florești mai sunt câteva hectare pentru, să zicem, 10 vaci, 5 vaci, nu știu exact, nu pot să zic. Când am făcut o socoteală. Pentru vaci mai sunt. Și la Scorțeni, la Grigore nu mai vorbim. Și la... Dacă aș suprafață așa, nu știți, adică ce... Nu știu, păi dacă este un hectar și ceva de vacă, uite, spre exemplu, acum a venit cineva, nu mai am voie, o vacă, i-am făcut cereri, eu am făcut tot, dar nu mai vine să înregistreze. Că dacă nu e înregistrată la doctor și cu plotare și cu tot, oricum mai sunt. Care vor să-și cumpere vaci, mai este loc. Păi nu, am asta mă referea mai mult la nu mai este, nu știu, dar nu mai dacă este. Dacă este disponibil, adică se poate mări suprafața pe cap de... Nu. Asta este legea, 1 hectar 30 costă la noi, pentru vacă, 1 hectar 30. Deci unitatea maximă 3 hectare. Dacă este pășuni disponibil, unitatea maximă 3 hectare. Nu mai sunt, pentru că tot ce n-au fost folosite pășuni... Adică pășunile respective să fie atribuite crescătorului de animale, ca să poată beneficia de subvenția de pășunii... Nu, pentru că s-au dat la cei care... Dacă oamenii au vândut vaci din Grigoreni, s-au dat la cei care și-au făcut stâng. În Grigoreni, în Șerpeni, în... Și se cureți și Islav. Asta nu este datoria mea. Aici este datoria... Mai cu mine să-ți arăt eu. Hai să vorbim pe rând. Deci, cei care și-au luat contractul și le-am dat pășunii, cei care n-au avut, sau cei care și-au mărit efectivul, au datoria, dacă iese la control, să-și curățe izlasul. Doar nu o să meargă 10 oameni care mai sunt la ajutor social să le curățe izlasul. Dar n-ați obligat să fiți concesionari, nu poate să vină. Păi nu, îți concesionari pe fiecare riscă care nu curăță, riscă pe pielea lui, pe românește. Atât. Atât. Au și o clauză în contract. Au clauză, îi prind, îi plătesc dublu și atât. Mai este... Referitor la drumurile și podurile din comune, aveți așa o situație și în intenții de colmatare, desfătarea podurilor din comune?
Sunt foarte multe poduri. Poate trebuie desfundate. Ci... Nu, dar zic că aveți un plan de măsuri pentru... Planul de măsuri trebuie să... Amenajarea la... și decolmatarea podurilor, șanțurilor pentru comună. Planul nu văd cu dată față pentru acest plan. Nu, ăla-i cu pasul 16. Deci cu aprobarea proiectului de buget trebuia să vină și proiectul de hotărâre privind strategia de achiziții publice din anul 2021, vreau să spun, și planul achizițiilor publice pe anul 2021. Ce a fost este trecut. N-a venit? Da, dar nu, asta mă gândeam, sunt și trebuie, da, utilajele care la noi, mașină ce este, trebuie discutat, nu se știe vremea acum. Eu azi am trebuit care... la, cum îl cheamă pe ăsta? La Balica. Să vizcă podul. Am înțeles. Mai sunt gunoaiele de sus din dealul școlii, de acolo. Ce măsură l-ați gândit să luați acolo sus, în dealul școlii? Dar nu ți-a fi bine. Acolo unii radul de chineț, acolo e plin de gunoaie. Acolo da, și... Da, păi nu, dar să facă curățenie și să pună niște placarde de avertizare cu amendă. La noi, trebuie să vadă cineva, nu cineva. La noi, da. La noi, mă duc eu, spre exemplu, cu băieții. La noi degeaba nimeni nu are, degeaba pui amenzi dacă nu are cine le încasa. Asta este figura ca să, și n-ai ce le face. Nu, dar tot, trebuie să iau măsură. Camere de supraveghere și frei. Camere de supraveghere, donați-le să știu. Cine să le, da, să le dea amendă? Cine să încaseze amenda și cine pune amenda? Din plaza, cum se fac pe camere de supraveghere? Dar totuși sunt ciocani, gunoi, crengi, mizerii, alea sunt mulți. Nu mă pot duce la fiecare zi de strângul lor, pare. Dar oamenii aceștia din satul scoțien care sunt la ajutor social au câteva mări. Nu, am spus să duceți la ajutor social, acolo se poate face cu utilaj, cu mașină, se poate. Cu asta aia ce e acolo? Cu asta, nu. Este exact sus. Tărșanul ăla, drept, care e acolo. Dar nu-ți aș fi bine ce e acolo. Eu am trecut acolo, eu, săptămâna trecută. Am trecut și prin adică. Să s-a dus și... Cea duc românii. Mai e o zonă și la roșu aici, după drumul, dealul roșu acolo. Să știu cu asta, aia partea aia de jos de acolo. Asta n-am trecut. Da? N-am mai trecut. Deci, săptămâna trecută s-a văzut. Aia trecută, aia trecută. Da, eu referitor la pășune, asta vreau să văd. Hai, lăsa-te acolo la mașină. Gata, mai încet, vă rog. Da, asta a fost. Hai, pentru domnul primar. Mai tare. Este programul acela cu tichetele de masă pentru bătrâni. A fost o fată care a avut făcut și acum au renunțat sau au fost nevoit să renunțe. Din ce știu și ce m-au informat ei, eu vorbit cu mine, dar acum am înțeles și... Vorba, da, dar este o frică de prefectură și este blocată treaba, pentru că a fost o nemulțumire din... la o persoană din Petricica, Comuna Șugar. A fost blocată firma respectivă. Da? Ați gândit să vorbiți cu altcineva care... Păi, dar sunt ei trebuie să-și termine, păi faci contracte, să-și facă contracte 10 ori omul. Trebuie să revizieze contractul cu oamenii și să încheie alte contracte, pe perioada care va rămas. Păi, asta... Păi, și mai primea, mama mea beneficiază acum, cu făcut 70 ceva de ani, și nu l-am văzut ca el, poate aștept să se debăcheze, dar... A fost din lucrul ăsta, pe aia mea. Am sunat la prefectură, e sub incidența poliției ceva pe acolo și... Este un iesit plândrii pe anul făcute la Vicori. Da, și acolo nu mai... Observați un plitură. Nu-ți mai bagă nici prefecturi, nici primării, cum funcționează. Au niște probleme. Deci nu se poate aduce altă firmă să facă alt contract până când nu-și rezolvă... Deci, momentan, o să verifice, o să duc domnul secretar la juridic la prefectură, ca să ne documentăm 100%. Eu, prin telefon, am vorbit, dar ca să vă dau o rezoluție 100%, nu pot să mi-asum treaba asta până nu verificăm la juridic. Da. Care mai este situația cu denumirea străzilor? Păi trebuie să... din comun acord cu dumneavoastră, o să ne întâlnim, facem o ședință extraordinară sau din dată după Paști. Așa, în formatul ăsta și veniți cu propuneri, dragilor. Stabiliți exact, pentru că eu, pe Florești, cu băieții, am stabilit, ne-am pus de comun acord. Dar mai sunt probleme cu scorțeni. S-au strâns semnături, doamna a strâns semnături cu denumirea centrului cu Tonița, altă gașcă a strâns semnături, tot cam atâtea, cu strada Caramăinești. Acum, eu vreau să vă puneți de comun acord, că nu e nicio problemă, dar trebuie să vă puneți de comun acord. După cât am înțeles eu, bine, demersul ăsta o facem noi.
da. Dar trebuie adus o, cum să zic eu, o pielă, da, da, ceva bani. De bani. Este deja, este deja. Acum n-am alocat, nu? Alocat bani, asta voiam să spun. Nu, n-am alocat acum. L-am întrebat și eu, înainte să începem. Poți să alocăm o sumă mai mică, pentru că ești cumplit, vreo 200 ceva de milioane. Trebuie făcut, nu? Dacă tot da. Ne-am apucat și toată... Da, dar să terminăm prima oară când am spus șablonat, că nu facem la niciun bani sens. Și acum, în iunie, iulie, când avem buget, o să pun 200 de milioane acolo, cât a costat. Și aia nu e o problemă, că să vă spun ce se întâmplă, cum e procedura. Procedura e fixă următoare. Să fac propuneri agreate din dumneavoastră cetățenii comunii, minoritatea să pune majorității, care hotărăște, cum hotărăște. Și denumirile se duc la Comisia Județeană, că este o comisie la prefectură, care se ocupă acolo niște criterii. Persoane eroic comună, poieți, atâția, nu știu, mai multe criterii, a primăveri, anotimpul, nu știu. Și ei, dacă constată că e o marjă care e depășită la o anumit numeric de denumiri, îi mai orientează ei și le schimbă. După ce ne dă validarea, după aia facem nomenclatorul cu firma care se ocupă de ca la casă. Pe fiecare stradă, cu tabulare, cu tot ce trebuie. Eu aș propune ca fiecare consilier, păi să știe o zonă, să ducă, să se întâlnească cu vecinii, cu lumea de băie, băi, tu cam ce vrei. Și să ajungem totuși la o... Da, 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 dar știi și ce trebuie, să știi. Să luați legătura cu Ana Popa, cu Claudia. Pentru că aveți de... Vă punem strălezele cum vreau eu, de la Gheorghe până la Ion. Este strada care e prinsă pe domeniul public. Și trebuie văzut limita de la de la până la, ca să se încadrează un nume. Și trebuie să știți exact reperele, păi, la strâns, că așa pui... Să ne ducem fiecare la... Are Claudia toată este, harta. Dar este, nu este pusă prin comună. Harta. Nu, eu vreau să zic așa, să ducă fiecare consilier. Băi, eu vreau să mă ocup de zona asta. Dă-mi Claudița, cum să zic eu, harta cu ulițele care urmă. Și eu mă duc la fiecare uliță, de la cod, la... Cum sunt astea ulița de asta, care de asta, cum e, care tranzitează drumul național, să o punem calea Moine, să știe toată, băi, tranzitează asta. La Florești, cum e? La Florești, deci Regina Maria. Păi, de ce la Florești să fie așa? Dar nu ai cum. Nu. Să nu avem și mai. Nu. Strada principală? Pe sate se pun. Deci nu poți să pui. Deci așa, strada care Moinești până la Florești. Pui doar episcoțeni calea Moinești. La Stejarul, pui strada Stejarului, la Florești. Că e reperul când vine plicul la numărul 37, la Stejarul. Alea Mâinești e la ieșire din Bacău, Calea Mâinești, clar. Dar la Stejarul o altă denumire, Regina Maria la Florești, nu știi toată lumea pe Calea Florești, Calea Mâinești. Care e Calea Bacăului. Asta să nu știu. Doamne, domnul, dacă ai? Referitor la Dunai, numai două secunde. Puteți să faci niște panouri și de avertizare cu sunt ales. Să mai tot faci și fotografii, ca să mă rog să nu știu, să fac fotografii, să trecă peste tot, în toate zonele acum. Și la persoane, și la juriții, să fac fotografii, să poate, mai poate rezolva problema. Sandu. Da. Tot să-i bun, da, și am ce să facem. Hai să mă intervenim. Da, vreau să permite toți consilierii. A fost una dintre singurele ședințe de când constituit, în care au fost înțelegeri, amabilitate și nu au fost influenții, chiar vă felicit. Da, dar ține cont că este săptămâna mare. Am înțeles. Poți fi. Vă pot fi pașul. Mai am ceva de spus. Mai am ceva de spus. Stai, stai, nu ridicăm, nu-i gata. Atunci, dacă stau la urmă, mai avem ceva de spus. Suntem uiți echilibrat. Mai decât cu niște probleme acum, care sunt necesare. Am făcut și eu o cerere, adică verbal am făcut-o, n-am făcut-o scris, pentru o zebră la bază la Florești. Nu mi s-a dat asta, dar o să iau un număr de adresă. Dar au făcut-o numărul și mai facem o dată, dacă asta. E facem, mai facem. Știți ce se întâmplă? Nu cred că e suficient doar să facem. Dacă nu răspund într-un termen de mai lăsăm 30 de zile, supunem spre aprobare Consiliului Local, da, chemarea judecată a drumurilor naționale, cu obligația de a face, nu rădescată soluții, n-avem. Noi, tu nu trecere în Stejarul nu este.
În Grigoreni, aici, unde păi parcarea, stat... prima parcare cu covor aici imediat, că în Auguleț 80 de saci de gunoi, de prin tufile alea, toate aruncate, nu este parcare. Au spus când au venit acum, că ei la 2 metri de la asfalt, asta este a drumurilor, fac un gard, ca să nu mai oprească mașini. N-au dat nici, n-au făcut. Acum gunoile se adună din nou. Scuze-mă, dacă nu este parcare... Să revin cu cea mea, ne întindem eu pe urmă. Zebrele, adrese. Revin la pubelele din centrul satului Florești și de la, de la sub din parcare. Am luat o hotărâre că o să limităm, facem curățenii, vedem, nu s-a făcut nimic, nu s-a luat nicio măsură. Nu știu ce unde trebuie mutate? Oamenii fac curățenii. Solicit mutarea unei pubele, a uneia dintre acelea sau altii, de fapt de alea spuse, dar mă înșel pe selecționare, nu pe, da. De la capul la urmă. Să punem una, cum a zis și Ionuț, să avem pe terenul de fotbal, că tineretul joacă, să adună foarte multe plastice și astea, să avem unde să le punem. Mai revin, curățenia de la școala Florești, dacă vă duceți în spatele școlii, sunt adunați saci de gunoaie și sunt puși în spatele școlii. Nu e tot o cameră. De ce? Acolo se strânge pe mine. Și acolo, la școala la Florești, unde sunt, se adună copii și asta, să fie pus o pubelă. Avem și la de acolo să pună. Coșul e prea mic. Copiii respectă, adică arunc în coș. Dar este un coș. Dar el spune lui domnul Dar să intri cu băieții care sunt acolo să-ți facă tot la până acum. Spune aia. Deci mă ocup eu acolo. Păi spune tu. Deci... Păi eu mă dispate asta cu el. Dacă și-a dorit unul, un domnelon, pe Nicolas, unul la școală și unul unii mai vezi. Sau unul, cum am văzut cu Antoniel Bieta, să-l pun la el în colț acolo. Dar tu vreau să-l accepti cu cea mai mare plăcere. Eu vă zic că în colțul ăla, din când a fost WC-ul vechi, la da. Unul rădăresc, îl accept în colțul ăla. Și atunci, dispar și nu mai sunt. Nu mai e fizerea. Și mai am o problemă, refacerea stațiilor de autobuz, arătă jalnic. Cred. Și este un rând pentru noi cred. Ca... Cred. Da. Știți că în 4 ani de câte ori l-am făcut? Unim tablă ca să nu mai facem din materiale plastice, asta o prindem cu... Vedem cu ce. Se voi prinși bani. Buget. Dacă îmi permiteți și mie, aș vrea să vă rog să aduceți piatră pe drumul. Pentru că nu s-a adus la Grigoreni. Nu, la Grigoreni nu s-a adus. O singură mașină a adus o drumul primar și mulțumesc pe calea asta în fața școlii, unde era o baltă foarte mare. Da, haideți să aducem să facem niște depozite de piatră cât se poate căra. Și dacă dumneavoastră mă puteți întinde, o întindem noi cu oamenii de aici. Domnule Caiu, dacă vă răspund eu acum ce am în calcul, ce am în plan. Deci neapărat o să punem, o să luăm de vreo 20.000 de lei piatră spartă. Ca să putem să... Dacă împărțim la toate satele... Nu știu dacă hai, om, deci sunt zone unde o să meargă. Deci o să închiriem un autograder și cu un cilindru care pe plan, unde trebuie, unde necesită, completăm cu piatră. Piatra este programată, dar trebuie nivelat și cilindrat. Deci asta, deci am discutat și săptămâna trecută, am ajutat bugetul și facem contract chiar pe treabă. Sunt niște urgențe, pentru că sunt unele drumuri și când e uscat afară, în celălalt drum, și care acolo este umezeală sau nu apă, și trebuie pusă piatră. Al doilea aspect ar fi decolmatarea șanțului, ca să-i spun așa, care trece prin spatele casei dumneavoastră. O să vină ploile acuși și o să avem inundații. Și spre cultură. Nu e vorba de cultură, e vorba că inundă cultura ca cultura. Păi dar mai important. Mai mult ca mine. Da, dar cred că o casă mai importantă decât o grădină, știți? Când să o sup un pic, dacă puteți trimite buldo și sâmbătă, eu sunt disponibil, dacă nu mea sau poate vine doamna vice și haideți să ne apucăm să-l facem. În felul ăsta scăpăm oamenii de niște neplăceri și până la urmă și noi de niște costuri. Și competează să nu mai înfundi șanțul mai la dial, cu bidoanii, testilii și iertăciunea. Nu se face, în primul rând, să nu mai arunci în pădurica aceea acolo, așa, tot gozonicul. Să-i dea foc. Să nu înfundat, tot.
Și un păr să nu vină apa. De asta vină. Timpului, pentru că el a mai fost făcut de 10 ani. Ies vii tu la mine și mergem noi amândoi și ți-am prat. Eu spun de un canal, da? Să-l facem cu bulbă, să-l facem un metru, un metru jumătate de lățimii, un metru adâncimii. Și luăm și măsurile și pun și cu tare, cu tare, cu tare. Nu duci la Pomeron și nici nu plătești cu noiul. Și rezolvăm noi problema așa, deschis. Am ajuns de la gunoaie să discutăm de reclamatat de gunoaie. Exact, asta e este... Dacă nu vedeți, îmi fac și eu ceva. Și mai este, dați-mi voi, și mai este o situație. Am înțeles că este o familie de cetățeni de religie adventistă, care au ieșit cu gardul în drum. Iar aici la... Discuție, am avut aici eu nu sunt de acord, am spus eu personal de fapt păi, este un sigur mai dat care costă de lucru. Am solicitat la tot consistență să fim tabulare la domnul meu lățimea, că dacă au ieșit pe multă la loc, am fost personal să mă ei. Pentru că am gândit și o fântână. I-am gândit de două. Da, am fost eu personal bine. Acum aveam o întrebare, aveam și eu o întrebare, dacă nu s-ar putea în fața cabinetului medical să se facă ceva, un pietrișor la care să facă ceva, să doară ceva, să facă ceva. E totuși o instituție. Vreau să fie un proiect de modernizare centru statului și această funcțiune. Nu știu cum mai fost, dar eu mai fost făcut niște poze acum câțiva ani, cum făcut. Chiar pentru că am văzut ea, costurile, trotuarii, așa, deci tot. Da, este dată, n-ați auzit că am întrebat, este dată ordinea începerea lucrărilor. Deci, de partea școlii, acolo partea aia nu are ce treabă. Se face la partea școlii. Nu se face partea școlii, nu se face pe partea blocului. Pe partea blocului, da. Și zic, totuși, n-ar fost, n-ar fi o... O portiță cumva, să facă ceva. Dar cum să nu fie? Dar cum să o facă zilul din scris și la doamna aducea? Să poate face ceva. Deci e o instituție totuși. Nu? Da. Înainte de a se încheia ședința, vreau să anunț oamenii comunei că fiecare, cât are, haideți, deci fiecare cetățean, cât are gardul și cât are partea lui de pământ, trebuie să-și facă curățenie în fața porții, pe șanți, pe Maidan, pe știu pe ce. Obligatoriu, este legii. Și de asemenea cei care au ieșit la Pârău. La Pârău Boului, la Pârău de la noi din sat, la apă curgătoare, să nu arunci gunoaie. Canalizarea la drum. Să nu arunci gunoaie prin, când o să vină controle și amenda la particular, la noi, ca și oameni, ca și cetățeni, este de 350 de milioane. Țineți minte să nu spuneți când am anunțat, ca să vă curățați șanțurile și să nu aveți scurgeri de la grajduri în șanțul care dă la drum. La gunoaiele de pe Pârâu, practic cei de sus nu sunt așa de zavantelor, dar cei din Vale... Cei din Vale, cum e la tine, acolo, cum e dat. Știu, dar trebuie făcut poze, trebuie urmărit, trebuie... Trebuie făcut adresă și către apele române și atunci la cine sunt eu. Către apele române am fost cu ei special, eu și am văzut. Ei dau amendă și dau amendă la cetățeni că avem nevoie de bani. Statul are nevoie de bani. Eu am anunțat oamenii ca să știe fiecare ce are de făcut. Dacă primește amendă, fiecare să-și facă curățenie în fața casei. Dacă nu-i făcut amendă și cărtie, să vină să deja și la persoanele care avem case neobiuite, ar trebui făcute adrese către Am propus un lucru cu domnul polițist și vedem ce este de făcut, dacă găsim telefoane la neamul, dacă sunt bălării, șerpăraie, câini vagabonzi, vulpi sunt la noi în sat, care s-au adunat la casele nelocuite și tot așa. Să vedem ce de făcut. Cam atât. Declar ședința încheiată. La revedere!